Să rămână cu Mihaela, vă rog. Dar cine-i la telefon, nu știi să te prezinți? Sunt Maria. Pe tine nu te-au învățat părinții tăi cum se vorbește la telefon, dragă? Mihaela a ajuns acasă? Nu e acasă. N-a ajuns acasă nici acum. Ce vrei tu cu Mihaela? Ce vreau? Vreau să tundem asfaltul. Vreau să vorbesc cu ea, normal. E cu fetele la film. Ei, e la film, nu e la niciun film. Cum nu e la film? Nu e, domnule, la film, că am fost toate la film și s-a terminat acum o oră și ceva. Aoleu, păi Mihaela unde e? Nu știu, eu vreau să vorbesc cu ea, ea a zis că se duce acasă. Acasă n-a venit, înseamnă că ați mai fost pe undeva. Nu! Nu mint? Să moară papagalul meu din colivie dacă vă mint. Aoleu, cum vorbești? Că nici n-am papagal, fraieră. Iată-mă pe maică ta la telefon. E la mamaie, vine mai târziu. Ați fost la cofetărie? N-am fost, domnule, la nicio cofetărie. Aoleu, băi nene. Vezi că Mihaela n-are voie nici la cofetărie, nici la pita. Ea e grasă, așa suntem toată familia. Da, doamne, am văzut că ia pastile la școală. Dar ce pastile sunt alea? Să știi că ia tiroida forte și m-a costat o grămadă de bani la parfol. Și doctorul și toate medicamentele care i le-am cumpărat. Că eu credeam altceva. A făcut o fată mișto de ea și a zis că ia anti nu știu cum. Ați mâncat șaorma, că ea n-are voie șaorma. N-am mâncat, doamne, nicio șaorma. Sigur, sigur? Pe cuvântul meu de onoare, să moară Azorel, când mai vine niciun animal în cap. Da, Mihaela, a băut suc? A băut apă. Adică n-ați mâncat voi nimic, nu v-ați luat voi nici prăjituri, nici nimic? Nu, vă jur că n-am luat nimic. Păi și unde e ea acum? Mihaela chiar a zis că nu mănâncă, că se păstrează. Pentru ce se păstrează? S-a dus la Dina, că le-a făcut măsa mare, o tavă de plăcinte. Și de ce ești dragă necințită și mă minți că n-ați mâncat nimic? Dar n-am mințit, doamnă. Cum n-ai mințit? De față cu mine n-am mâncat. M-am întors cu spatele ca să nu văd când le mănâncă. Aoleo. Vezi că vin mâine la școală și te vezi ce mă fig eu în tine. Hai să vezi tu. Hai. Ce vă mai place și urmă la mână?